În 2005, un oraș american liniștit a fost scuduit de un eveniment șocant și terifiant. O tânără a dispărut fără urmă din propria casă, lăsând toate lucrurile, telefonul și mașina. Cu timpul, investigația acestui caz începea să semene cu un serial polițist, cu o singură diferență. Totul s-a întâmplat în viața reală. Micul orășel s-a înfundat într-o atmosferă de frică și neîncredere, căci în dispariția tinerei putea fi implicat oricare dintre locuitorii orașului. Abia peste 12 ani, lumea va afla adevărul teribil. Tara Greenstead s-a născut în 1974 în orașul Hawkinsville, în SUA. În anii de școală participa activ la concursuri de frumusețe, luând premiile de frunte. Încă de la o vârstă timpurie și-a propus scopul să obțină educație de calitate. De-aia banii câștigați la concursuri îi economisea pentru facultate. După absolvire, Tara și-a luat diploma de master în științe pedagogice și a primit un loc de muncă la care visa de mult timp. Ea a devenit profesoară de istorie într-un liceu din Osceola, statul Georgia. Acel mic orășel era America tipică cu clădiri joase. Populația lui nu depășea 4.000 de oameni. Mulți dintre ei se cunoșteau bine unii pe alții. Viața acolo trecea încet și liniștit. Nimeni dintre localnici nici nu putea să bănuiască că în Osceola putea să se întâmple vreo crimă gravă. Tara Greenstead a lucrat în școala locală câțiva ani și în acest timp a dezvoltat relații foarte bune, atât cu colegii cât și cu elevii. Era o persoană amabilă și sociabilă, care putea mereu să ajute. În luna octombrie 2005, acest ajutor le-a fost foarte folositor elevelor Tarei, care se pregăteau să participe la concursul local de frumusețe. Având în vedere faptul că profesoara a luat în mod repetat premii la evenimente similare, fetele au fost încântate de suportul ei. Sâmbătă 22 octombrie, Tara le-a ajutat cu ultimile pregătiri pe elevele sale. După asta a mers la picnic cu niște prieteni de la școală și s-a întors acasă doar la ora 11 seara, parcând mașina afară. De atunci, Tara a mai încetat să comunice. Cel mai tare era îngrijorată mama ei, care locuia în alt oraș. Fiica ei mereu răspundea la telefon sau suna înapoi, dar de data asta n-a primit niciun răspuns. Luni 24 octombrie, îngrijorarea a ajuns la apogeu. Tara nu a venit la muncă. Pentru ea, așa comportament era extrem de neobișnuit. Femeia era foarte serioasă vis-a-vis de munca sa și și-ar fi avertizat șefii dacă ar fi avut nevoie de o zi liberă. Prietenii Tarei au sunat șeful poliției, Billy Hancock, și l-au rugat să verifice dacă e totul ok cu ea. La 10 dimineața, în aceeași zi, el s-a îndreptat spre casa Tarei. Polițistul considera că telefonul ei pur și simplu s-a descărcat și ea însăși s-a îmbolnăvit sau a adormit. Odată a ajuns la casa ei, a găsit mașina Tarei la locul obișnuit. Ușile nu erau închise, dar pe Billy asta nu l-a mirat. În așa orășel mic, locuitorii nu-și făceau griji că mașina lor putea fi furată. După asta a observat că pe panou stă un plic cu $100. Asta deja era straniu. Cum o persoană atât de responsabilă ca Tara putea să lase banii într-un loc atât de vizibil? Billy a bătut la ușă, dar nimeni nu i-a deschis și după asta a decis să inspecteze casa. La prima vedere, totul părea a fi complet normal. Nu a găsit niciun semn de luptă sau spargere. În dormitorul Tarei, detectivii au găsit o dezordine totală, lucrul deloc nespecific pentru o femeie ca ea. Toate chestiile ei erau împrăștiate prin cameră, inclusiv hainele cu care a fost văzută ultima oară. Telefonul mobil zăcea pe noptieră, se încărca. Totul arăta așa de parcă Tara a ieșit din casă pentru puțin timp, dar nu era de găsit nicăieri. Pe pământ lângă casă, polițiștii au găsit primul indiciu, care le-a și oferit ideea de posibilă crimă. Era o mănușă de latex pe care cineva putea să o folosească în scop de a ascunde amprentele. Detectivii n-au luat în considerație varianta că mănușa putea să-i aparțină însăși Tarei. Zi de zi, aproape nimeni nu folosea astfel de mănuși. În același timp, la casă s-a alăturat biroul de investigații din Georgia, un fel de FBI, dar la nivel de stat. Versiunea oficială a anchetei era răpirea.
aveau foarte puține indicii. În afară de mănuși, detectivii au identificat doar două momente dubioase. Lanțul rupt al tarei a fost găsit pe podea în dormitor. Ceasul deșteptător nu stătea la locul obișnuit. Asta nu i-a ajutat pe detectiv să rezolve misterul dispariției. Pentru un oraș atât de mic, ziua cea de luni a fost într-adevăr groaznică. Casa femeii a fost izolată, iar la școală au organizat o adunare. Colegii și elevii tare au încercat să ajute la căutare din răsputeri, formând un grup de voluntari. Aceștia au tipărit un teanc de pliante cu fotografia femeii și informații despre dispariția ei și deja în următoarele ore aceste pliante au fost lipite prin tot orașul. În acea zi, voluntarii n-au mers acasă până la 1 noaptea. Agenții biroului de investigații au anchetat toți vecinii tarei și au examinat zona în care locuia. În căutări au participat câini antrenați ca să ia urma femeii dispărute. Anchetatorii sperau că Tara pur și simplu a plecat undeva pe jos și câinii vor găsi ușor urmele ei. În același timp, mănușa din latex a fost transmisă experților pentru a colecta un număr mai mare de date și informații. Aceștia au reușit să ia probă ADN, dar nu au reușit să găsească nicio potrivire în baza de date FBI. Era doar cunoscut faptul că ADN-ul aparținea unui bărbat. Toate acestea însă n-au adus niciun rezultat, Tara parcă s-a evaporat din propria casă. Atunci, anchetatorii au decis să se adâncească în trecutul și viața personală a Tarei. Deseori se întâmplă ca cineva din cunoscuții apropiați să fie vinovat în dispariția unei femei. Studiind bărbații cu care Tara a fost într-o relație, detectivii nu au reușit să identifice niciun suspect. Cel mai mult s-a întâlnit cu Marcus Harper, fost polițist și militar. Perechea s-a despărțit la inițiativa Tarei cu aproximativ un an înainte de dispariția ei. Cauza era că femeia voia să construiască o familie, iar Marcus nu era gata pentru asta. După despărțire au susținut o relație de prietenie, se sunau și țineau corespondența. Mai târziu, detectivii au găsit un detaliu interesant. S-a dovedit că Marcus a venit în Osila cu 3 săptămâni înainte de dispariția Tarei, dar el nu i-a spus despre asta femeii. Aflând despre faptul că Marcus a venit prin oraș de la cunoștințe comune, femeia s-a supărat foarte tare. Ea l-a sunat nu odată încercând să afle de ce nu i-a spus despre sosirea lui. În curând, starea Tarei a devenit isterică. Prietenii erau îngrijorați și s-au interesat dacă ea nu are de gând să facă ceva greșit. Dar în curând femeia își revenise, așa că poliția nu-l mai considera pe Marcus suspect acum. Cuplul a fost împreună mult timp, relația lor s-a terminat și detectivii nu vedeau motive pentru crimă. Dar curând îi aștepta o întorsătură interesantă. Poliția a aflat că Tara a fost amenințată de fostul ei elev. Pe 30 martie 2005, cu 7 luni înainte de dispariția ei, el a venit acasă la Tara și se purta extrem de agresiv. Atunci când ea a refuzat să-l lase să intre, el a început să spargă ușa. Vecinii au fost nevoiți să cheme poliția. S-a dovedit că el s-a îndrăgostit de profesoară încă din școală. După cuvintele cunoștințelor ei, fostul ei elev era instabil emoțional, se comporta ciudat și chiar înfricoșător. Ceva timp Tara a încercat să-l ajute să se lămurească în problemele sale, dar starea lui psihologică doar se agrava. După acel incident, când tânărul a încercat să pătrundă în casa ei, femeia a scris plângere la poliție pe numele lui. Ea își făcea griji că el poate să-i provoace rău. După dispariția Tarei, poliția l-a găsit pe tânăr, lucra într-un oraș din apropiere, la 150 de kilometri de Osila. Băiatul le-a oferit poliției alibi, la momentul dispariției fostei profesoare. Poliția n-a reușit să stabilească implicarea lui în acest caz. În casa femeii au găsit o carte de vizită a unui polițist. S-a dovedit că Tara s-a întâlnit cu el ceva timp, dar la momentul dispariției sale, el deja locuia în alt oraș. Polițistul de asemenea a oferit alibi în noaptea dispariției Tarei. Cu asta, lista de posibili suspecți s-a încheiat. Fără nicio dovadă serioasă, poliția decide să organizeze căutările Tarei peste 2 săptămâni după dispariția ei. Așa decizie întârziată pare ciudată, căci din primele minute era clar că Tara a plecat de acasă, nu din propria voință. În căutare au fost implicați sute de voluntari care examinau zonele din oraș.
Voluntarii au verificat păduri, șanțuri și râuri, dar n-au reușit să găsească nici măcar o urmă a femeii. În timpul căutării a fost primit un mesaj că nu departe de casa Tarei a ars o altă casă și o mașină. Localnicii aproape deodată au fost de acord că acest incident are legătură cu dispariția tinerii femei. Poate că criminalul a încercat să-și ascundă urmele, să le îndepărteze. Sau poate că oamenii erau atât de șocați și speriați că orice eveniment li se părea suspect. Oricum n-ar fi, căutările n-au dus la niciun rezultat și poliția s-a ciocnit de realitatea sumbră. Nu mai aveau nicio dovadă. Următorii ani, poliția nu s-a apropiat de dezlegarea acestui mister nici cu un pas. Dar în 2009 a avut loc un eveniment care din nou a atras atenție la dispariția Tarei Greenstead. Un utilizator a creat un canal pe YouTube și a postat un videoclip extrem de înfiorător. În cadru era un bărbat cu fața ștearsă și vocea schimbată. În video acesta a declarat că este implicat în dispariția 16 fete și femei, rostindu-le numele. Printre ele era și Tara Greenstead. Necunoscutul a adăugat că a ascuns în siguranță cadavrele și că în videoclipurile următoare va da indicii despre locul în care le-a îngropat. Poliția a verificat îndată videoul și a aflat că cele 16 nume într-adevăr aparțin femeilor și fetelor dispărute fără urmă. FBI a reușit să găsească rapid autorul acelui video. Era vorba de un tip de 27 de ani, Andrew Haley. După arestare, el a zis că doar a vrut să facă o glumă. Oamenii legii nu au reușit să stabilească faptul că Andrew a contactat cu măcar una dintre fetele dispărute. Oricum, acesta n-a scăpat de tribunal pentru declarații false și falsificarea probelor, a fost condamnat la 2 ani de muncă forțată și perioadă de încercare de 13 ani. Speranța atât de scurtă de a rezolva acest caz s-a stins rapid. Poliția a rămas din nou fără niciun indiciu. În decembrie 2010, Tara Greenstead a fost declarată oficial decedată, fiindcă poliția n-avea nicio dovadă și indiciu pentru a continua investigația. Anii treceau, dar locuitorii Osilei țineau minte despre dispariția Tarei. Țineau minte, dar discutau despre asta tot mai rar. Discuțiile despre ea au rămas după ușile închise ale caselor. Această temă aproape că nu se atingea în viața de zi cu zi. Orașul s-a schimbat pentru totdeauna. Frica și neîncrederea au pătruns adânc în localnici pentru mulți ani înainte. Doar în 2016 s-a întâmplat ceva ce i-a făcut pe oameni să vorbească deschis despre Tara. Jurnalistul Ben Lindsay din Atlanta a creat podcastul său dedicat cazurilor misterioase. Pentru primul episod s-a ocupat de cazul Tare Greenstead. Bărbatul și colegul lui au venit în Osilo, unde s-au întâlnit cu detectivul privat Morris Godwin. Au început să lucreze împreună la acest caz practic de la zero. Ei nu aveau acces la documentele poliției, așa că unica sursă disponibilă de informație erau locuitorii orașului. De la început au reușit să comunice cu prietenii și rudele Tarei. Străinii evitau să vorbească despre femeia dispărută, dar așa nu a continuat mult timp. Cu entuziasmul său, Lindsay a reușit să reaprindă interesul pentru acest caz și, în curând, locuitorii Osilei au început din nou să-l discute. Bain și Morris au prelucrat toate indiciile posibile. Au considerat 3 suspecți, foștii iubiți ai Tarei și elevul, care a încercat să pătrundă în casa ei. Pe parcurs au comunicat cu fiecare care putea să dețină măcar ceva informații utile. Erau atât de pasionați de acest caz că de câteva ori li s-a părut că soluția este literalmente la un pas de ei. Odată, Bain a primit un apel în care un necunoscut i-a propus să caute rămășițele pe teritoriul casei Tarei. Poliția exact asta și-a făcut și, într-adevăr, au găsit oase. Experții au stabilit rapid că acele oase aparțin unui animal. Necătând la un nou val de interes în acest caz, niciun progres nu a avut loc. Nu au reușit să rezolve acest caz în cursul creării podcastului, dar anume această investigație amatoare a devenit decisivă pentru deznodământul mult așteptat. La începutul anului 2017, la poliție a venit o oarecare Brooke Sheridan. Povestea ei a șocat pe detectivi, care nu mai credeau că adevărul va mai ieși la suprafață. Brooke le-a povestit detectivilor că fostul ei iubit pe nume Bo Dukes
I-a mărturisit odată că l-a ajutat pe prietenul său să scape de cadavrul Tare Grinstead. El a implorat nu odată pe tip să mărturisească totul, dar el a rămas tăcut. După ce au ascultat povestea lui Brooke, polițiștii au decis să nu se grăbească. Cine știe, poate această femeie doar dorea faimă și atenție. Mai ales atunci când podcastul de succes i-a făcut pe toți să vorbească din nou despre acest caz. Detectivii au decis să acționeze. I-au cerut lui Brooke să-și pună un microfon pentru interceptarea convorbirilor și să înregistreze mărturia lui Bo. Și asta a funcționat. Bărbatul n-a negat implicarea sa și poliția a avut motive pentru arestare. Spre mirarea lor, Dux a început să colaboreze imediat cu poliția și a pus toate cărțile pe masă. Mai târziu, detectivii vor spune că el pur și simplu s-a săturat să trăiască cu această povară pe suflet. Într-o seară târzie, el a sunat prietenul său și fostul coleg Ryan Duke. L-a rugat să-i împrumute camionul și să-l ajute cu ceva, după care a adăugat: am pătruns în casa Tare Grinstead pentru a fura niște bani, dar ceva n-a mers bine și am ucis-o. Conform spuselor lui Ryan, după o petrecere cu prietenii săi, a mers să se plimbe cu mașina. În acel moment a decis să pătrundă în casa cuiva și să fure bani. Alegerea lui a căzut pe casa Tarei. În acel moment era sub influența substanțelor interzise. După ce a deschis ușa cu un card de credit, a intrat în casă și a început să caute banii. Tara l-a observat. Între ei a început o luptă, din care viu a ieșit doar Ryan. Când Dux a venit cu camionul la casa femeii, au pus cadavrul în el și au dus-o în pădure. Apoi, pe parcursul a câteva zile, au scăpat de cadavru. Această poveste i-a șocat cu totul pe locuitorii orașului Osilo. Dux și Duc nu au fost niciodată suspectați, fiindcă pur și simplu le lipsea motivul. Nu exista niciun indiciu care ar putea să-i fi legat pe cei doi de dispariția femeii. Necătând la mărturisire, Bo Dux nu a depus mărturii împotriva sa. La proces a vorbit în fața rudelor Tarei, plângea și își cerea iertare pentru faptele sale. Dux a petrecut mult timp în armată, a fost veteran și avea multe premii, dar decizia a fost pronunțată: 25 de ani pentru ascunderea unei crime. Ceea ce ține de Ryan Duke, procesul s-a prelungit aproape până anul trecut, 4 ani după ce a fost arestat, din cauza avocaților care mereu găseau cale de a amâna inevitabilul. Anul trecut, în mai, a fost anunțat verdictul final, închisoare pentru 10 ani. Acum când adevărul despre acest caz s-a aflat, rudele și prietenii Tarei Grinstead s-au eliberat de povara necunoscutului. Mama ei a recunoscut că toți acești ani spera la un miracol, că fiica ei e încă în viață. Cu părere de rău, realitatea s-a dovedit a fi crudă, lipsită de sens și de oricare urmă de minune. Cel puțin acum toată lumea știe sigur ce s-a întâmplat în acel orășel mic, în trecutul îndepărtat, în anul 2005. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cum credeți voi. Este corectă pedeapsa pe care au primit-o cei doi bărbați? Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!